Comparativ cu ploile căzute ultima dată în județul Giurgiu, când zeci de gospodării din localitățile județului au fost inundate, de această dată lucrurile au stat mai bine. Conform datelor furnizate de Dispeceratul Integrat și Serviciul de Gospodărire județul... Apelor, nu s-a înregistrat nicio solicitare pentru a interveni. Nu au fost situații de urgență provocate de fenomenele meteo periculoase prognozate, ploi și vânt. Cea mai mare cantitate de precipitații a fost în zona Toporu, 11,2 litri pe metru pătrat, viteza vântului 2 metri pe secundă. Temperatura și vântul nu au favorizat inundații provocate de această ploaie. Prefectura Giurgiu a instituit în toate localitățile județului la primării serviciu de permanență, iar echipele de voluntariat au stat în permanentă legătură cu Dispeceratul Integrat. În municipiul Giurgiu s-au înregistrat 9,8 litri pe metrul pătrat și nu au fost situații în care să fie solicitați pompierii. Nu au fost probleme în municipiu. În municipiul Giurgiu am avut 9,8 litri pe metru pătrat pe 24 de ore, fără probleme. Cantitățile de apă căzute în urma ploilor din cursul nopții de miercuri au ajuns până la 29 de litri pe metru pătrat în localitățile din nordul județului, nefiind însă înregistrate cazuri de gospodării sau drumuri inundate. Reiese dintr-un comunicat remis la redacție de către Serviciul de Gospodărire a Apelor. Nu s-au înregistrat alte fenomene meteorologice periculoase. La ora 12:30 la stația meteorologică Giurgiu, temperatura aerului înregistra 10 grade Celsius. Vântul sufla din partea de nord-vest cu viteza de 2 metri pe secundă. În următoarele ore va mai ploua, însă cantitățile de apă vor fi neînsemnate.